Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Dumnezeu dorește să propășești. Dumnezeu l-a făcut să propășească. 2 Cronici, capitolul 26, versetul 5. Gândește-te astăzi la următoarele întrebări și te rog să răspunzi sincer. 1. Crezi că poți să fii un om de succes și o persoană spirituală în același timp? Unii identifică sărăcia cu smerenia și conchid că un om de succes nu poate să fie și smerit. Nu e așa. Am citit mai devreme, în timpul când a căutat pe Domnul, Dumnezeu l-a făcut să propășească, e vorba despre Ozia, împăratului Iuda. Succesul nu-ți dă dreptul să-i privești pe ceilalți de sus, dar când oamenii de succes vorbesc, ceilalți ascultă. Lideri ca Iosif și Daniel au influențat popoare întregi pentru Dumnezeu. Realitatea este că noi avem un mesaj al speranței pe care ceilalți au nevoie să-l audă. Însă, fără mijloacele potrivite, cum îl vor auzi? Vezi Romani 10, versetele de la 14 la 17. Dacă te-ai mulțumit cu puțin, roagă-te pentru o credință mai mare și începe să țintești mai sus în viață. O a doua întrebare. Te temi de succes? Poate îți este frică de presiunile și de prețul pe care l-ai de plătit pentru succes. Să fii lider poate însemna să fii singur, iar tu preferi să fii înconjurat de oameni. Sau poate ai fost doborât și ți este frică să te ridici iarăși. Când Thomas Edison a fost întrebat despre succesul său, el a răspuns: "Eu încep acolo unde alții renunță." John Foster Dulles, fostul secretar de stat al Statelor Unite, a declarat: "Mărimea succesului nu este dată de vreo problemă dificilă și greu de rezolvat, ci de faptul că este aceeași problemă pe care ai avut-o și anul trecut și nu te-ai dat bătut." Am încheiat citatul. Iar apostolul Pavel a scris, vă amintiți, în 2 Corinteni 4, versetul 9: "Trântiți jos, dar nu omorâți." Cu alte cuvinte, succesul nu are nimic de a face cu renunțarea. Și o a treia întrebare: ești mulțumit cu starea în care te găsești în acest moment? Dacă nu ești, acceptă responsabilitatea pentru viața ta și fă un pas prin credință. La urma urmelor, singura persoană care te poate împiedica să devii ceea ce a intenționat Dumnezeu să fii, ești tu. Nu uita însă că Dumnezeu dorește să propășești. Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Ca să crești, trebuie să te confrunți cu împotriviri. În toate privințele arătăm că suntem niște vrednici slujitori ai lui Dumnezeu. 2 Corinteni, capitolul 6, versetul 4. Viața de creștin este însoțită de binecuvântări și de lupte. Nu le poți avea pe unele fără celelalte. Apostolul Pavel a descris lucrurile acestea astfel. Citesc din 2 Corinteni, capitolul 6, de la versetul 4. În toate privințele arătăm că suntem niște vrednici slujitori ai lui Dumnezeu, prin multă răbdare, în necazuri, în nevoi, în strâmtorări, în bătăi, în temnițe, în răscoale, în osteneli, în vegheri, în posturi, prin curăție, prin înțelepciune, prin îndelungă răbdare, prin bunătate, prin Duhul Sfânt, printr-o dragoste neprefăcută, prin cuvântul adevărului, prin puterea lui Dumnezeu, prin armele de lovire și de apărare pe care le dă neprihănirea, în slavă și în ocară, în vorbire de rău și în vorbire de bine. Suntem priviți ca niște înșelători, cu toate că spunem adevărul, ca niște necunoscuți, cu toate că suntem bine cunoscuți, ca unii care murim și iată că trăim, ca niște pedepsiți, măcar că nu suntem omorâți, ca niște întristați și totdeauna suntem veseli, ca niște săraci și totuși îmbogățim pe mulți, ca neavând nimic și totuși stăpânind toate lucrurile. Închei citatul. Dumnezeu va lupta alături de tine pe câmpul de luptă, te va scoate din furtună și va transforma vremurile de împotrivire în vremuri de creștere. Când ai o credință arzătoare, ea atrage puterea lui Dumnezeu și aduce harul său în situația în care te afli. Biblia spune despre Domnul Iisus că, deși era fiu, a învățat să asculte prin lucrurile pe care le-a suferit. Vezi Evrei, capitolul 5, versetul 8. Așa că bucură-te! Alături de Domnul,
nu vei avea nimic de pierdut, ci numai de câștigat. Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Te-ai consultat cu Dumnezeu? Au luat din merindele lor și n-au întrebat pe Domnul. Iosua 9, versetul 14. Dacă te consulți cu Dumnezeu înainte de a lua decizii, lucrul acesta te va scuti de tot felul de necazuri. Iosua a învățat acest lucru pe propria piele. Israeliții tocmai cuceriseră Ierihonul, cea mai mare cetate din țara promisă, și îmbătați de victorie au avut impresia că nu mai trebuie să-L consulte pe Dumnezeu cu privire la următoarea mutare. Însă încrederea de sine exagerată poate fi fatală. Gabaoniții, una dintre națiunile inamice din țara promisă, și-au dat seama că nu vor putea învinge poporul lui Dumnezeu, așa că au trimis niște negociatori ca să încheie cu ei pacea. Și a funcționat. Gabaoniții au mințit, dar Iosua a presupus că spun adevărul, așa că a semnat cu ei un tratat. Și lucrul acesta s-a dovedit a fi una dintre cele mai mari greșeli din viața sa. Din acea zi, gabaoniții au devenit un țepuș permanent în coasta lui Israel. Iar Iosua a regretat că n-au întrebat pe Domnul. Câteva dintre vechile imnuri creștine conțin astfel de adevăruri profunde. Iată o strofă dintr-unul. O, ce pace pierdem adesea, câte lacrimi noi vărsăm, pentru că în rugăciune Domnului nu îi le dăm. Ești genul de persoană care crede că pune lucrurile în mișcare prin propria forță? Atenție, e o demarcație fină și fragilă între siguranța dată de Dumnezeu și autosuficiență. Iar când forțezi această limită, te poate costa scump. Dacă ai tendința de a acționa în pripă sau de a-ți folosi forța și competențele proprii, citește aceste cuvinte cu atenție și într-o atitudine de rugăciune. Încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta. Recunoaște-L în toate căile tale și El îți va netezi cărările. Nu te socoti singur înțelept. Proverbele 3, de la versetul 5 la 7. Așadar, consultă-L pe Dumnezeu când trebuie să iei decizii. Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Care este furtuna prin care treci astăzi? S-a dezlănțuit asupra insulei un vânt furtunos numit Eurachilon. Faptele Apostolilor 27, versetul 14. În drum spre Roma, corabia în care se afla Apostolul Pavel a naufragiat din cauza unui vânt furtunos numit Eurachilon, care înseamnă furtună, vânt năprasnic sau ciclon. Iată câteva învățături prețioase pe care le putem extrage din această experiență. 1. Dumnezeu poate face ca o situație grea să lucreze spre binele tău. Datorită acestui naufragiu, Pavel a ajuns în Malta, unde oamenii au auzit Evanghelia pentru prima dată. În plus, când Pavel și cei care îl însoțeau au părăsit insula, localnicii le-au dat tot ce le trebuia pentru drum, citim în Faptele Apostolilor 28, versetul 10. Uneori problema ta poate fi cadrul în care Dumnezeu va lucra într-un mod uimitor. Viitorul tău nu este și nu va fi vreodată în mâinile oamenilor. Viitorul tău se află în mâinile lui Dumnezeu și El protejează și se îngrijește de ce îi aparține. O a doua lecție. Pentru a ajunge la destinația stabilită de Dumnezeu, va trebui să treci și prin furtuni. Călătorii din corabie pierduseră orice nădejde de scăpare, cum scrie în Faptele Apostolilor 27, versetul 20. Vor veni zile în care te vei întreba cum ai s-o scos la capăt. Dar prin harul lui Dumnezeu vei reuși. Vezi Psalmul 37, versetul 34. A treia învățătură. Furtunile scot la iveală cât de bine îl cunoști pe Domnul. Apostolul Pavel a spus, citim în Faptele 27, de la versetul 23, un înger al Dumnezeului al căruia sunt eu și căruia îi slujesc mi s-a arătat azi noapte și mi-a zis, nu te teme, Pavele. În vremuri grele descoperi cât de strânsă este de fapt legătura ta cu Dumnezeu. Și a patra lecție? El poate scoate câștiguri din ceea ce pare a fi un eșec. Putem observa două lucruri în această povestire din Faptele Apostolilor, capitolul 27. Întâi, vei fi nevoit să arunci anumite lucruri peste bord ca să ajungi la destinație,
vezi versetul 18. Și al doilea, în ciuda eforturilor tale susținute, ocazional vei eșua, vezi versetul 20. În astfel de clipe trebuie doar să-ți amintești ce ți-a promis Dumnezeu și, conform versetului 25, să te bazezi pe aceste promisiuni. Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, gândește-te mai puțin la tine. Smeriți-vă înaintea Domnului și El vă va înălța. Iacov 4, versetul 10. Se spune pe bună dreptate că smerenia nu te înjosește, ci te face să te gândești mai puțin la tine. Asta nu înseamnă că trebuie să fii preșul tuturor sau să pari lipsit de coloană vertebrală, lipsit de convingeri și de păreri. Adevărata smerenie înseamnă să-L recunoști pe Dumnezeu drept sursa tuturor lucrurilor pe care le ai și de care ai nevoie și să nu uiți să-I mulțumești Lui pentru toate acestea. De ce? Pentru că, citim în Geneza 2, versetul 7, Dumnezeu l-a făcut pe om din țărâna pământului și a suflat în nări suflare de viață. Intenția lui Dumnezeu pentru oameni a fost ca ei să locuiască în paradis și să se bucure de prezența sa în fiecare zi. Însă noi nu l-am ascultat și am hotărât să trăim după propriile noastre legi și nu după legile sale. Urmare? Dumnezeu ne-a anunțat, țărână ești și în țărână te vei întoarce, cum citim în Geneza 3, versetul 19. Să recunoaștem, în zilele noastre cele mai bune, suntem doar țărână, cât poate fi ea de respectabilă. De fapt, cineva a estimat că materia din care este compus un om valorează undeva în jur de 20 de lei. Așadar, când murim și trupul nostru se întoarce în pământ, asta este valoarea noastră fizică. Destul de jenant, nu? Nu uita, când îți conduci mașina de lux, adu-ți aminte că o persoană ce valorează sub 20 de lei o conduce. O persoană care valorează sub 20 de lei trăiește în lux. O persoană care valorează mai puțin de 20 de lei poartă haine de firmă. O persoană care valorează mai puțin de 20 de lei deține în conturi mult mai mulți bani decât valorează ea de fapt. Apostolul Pavel definește smerenia prin aceste cuvinte din Romani 12, versetul 3. Să nu aibă despre sine o părere mai înaltă decât se cuvine, ci să aibă simțiri cumpătate despre sine. Vrei să știi ce te face valoros? Coloseni 1, versetul 27. Hristos în voi, nădejdea slavei. Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, umblarea după lucrurile Duhului. Umblarea după lucrurile Duhului este viață și pace. Romani 8, versetul 6. Biblia ne spune, repet, că cei ce trăiesc după îndemnurile Duhului umblă după lucrurile Duhului și umblarea după lucrurile firii pământești este moarte, pe când umblarea după lucrurile Duhului este viață și pace. Romani 8, versetele 5 și 6. Cu alte cuvinte, Duhul Sfânt este prezența încurajatoare care poate lucra în viața ta. Fiecare avem două opțiuni. Fie ne lăsăm gândirea să fie controlată de influențe și circumstanțe exterioare, fie o predăm controlului Duhului Sfânt. Cum ar arăta o astfel de viață? Ei bine, imaginează-ți că nu-ți mai este atât de frică. Imaginează-ți că treci prin greutăți financiare sau că trebuie să faci față unui șef insuportabil, având o atitudine echilibrată și liniștită. Imaginează-ți că primești vești rele și te apleci în rugăciune pentru a rezolva problema, în loc să te învârți în spirala celor mai sumbre scenarii. Imaginează-ți că te confrunți cu respingerea și cu obstacole, fără să te lași pradă descurajării. Imaginează-ți că îți dai seama de greșelile pe care le-ai făcut și că pășești încrezător spre viitor. Și mai imaginează-ți că faci toate acestea, avându-L pe Dumnezeu ca partener. Imaginează-ți că cei din jur vin spre tine când sunt supărați sau descurajați, deoarece pacea minții pe care o ai este contagioasă. Ea face parte din ceea ce te-a chemat Dumnezeu să faci în fiecare zi. Când ai de persoane stresate, care transmit stresul și altora, tu trebuie să răspândești pacea. Domnul Iisus a dus cu sine pacea sa oriunde s-a aflat. Când ucenicii săi erau îngroziți de furtună și de valuri, El a spus mării, taci, fără gură.
Marcu 4, versetul 39. Și furtuna s-a oprit. Pacea nu este atunci când navighezi pe un lac calm, ci vine atunci când știi că Domnul Iisus este cu tine în corabie și cu El la bord știi că nicio furtună nu te poate scufunda. Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Cum să citești Biblia? Orânduirile Domnului sunt fără prihană și veselesc inima. Psalmul 19, versetul 8. Felul în care abordezi citirea Bibliei este crucial. Trebuie, între altele, să faci și aceste două lucruri. 1. Să te apropii de Scriptură cu onestitate. Când un bărbat care tocmai devenise creștin a spus într-un grup de studiu biblic: mi-a fost greu să cred anumite părți din Biblie, ceilalți au zâmbit și au aplaudat. N-au făcut lucrul acesta pentru că necredința este o veste bună, ci pentru că omul a fost suficient de onest ca să-și recunoască îndoielile. Nu te îngrijora. Câtă vreme ești sincer, Dumnezeu nu este supărat pe tine. Până nu vei fi dispus să vorbești despre îndoielile tale, nu le vei soluționa. Când Toma a pus la îndoială învierea, Domnul Iisus i s-a arătat ca să-l convingă. Și El ți se va arăta și ție. E greșit să te forțezi să crezi ceva sau să evii să citești ca nu cumva să fii deranjat. Domnul Iisus a spus în Ioan 16, de la versetul 13, când va veni Mângâietorul, Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul. El mă va proslăvi pentru că va lua din ce este al meu și vă va descoperi. Încheie citatul. Un al doilea lucru pe care să-l faci când citești Biblia. Să o citești având așteptări. Dacă mergi la o întâlnire cu autorul unei cărți, după ce îl vezi și primești autograful său, vei avea o părere diferită despre carte, nu-i așa? O vei prețui. Când citești Biblia cu o inimă plină de așteptări, autorul ei ți se va descoperi. Pe măsură ce citești cuvintele sale, începi să-i simți prezența și îți dai seama că îți vorbește personal. Domnul Iisus a spus în Ioan 6, versetul 63, Duhul este acela care dă viață, carnea nu folosește la nimic. Cuvintele pe care vi le-am spus eu sunt Duh și viață. Am încheiat citatul. Când te apropii de Scripturi cu sinceritate, cu foame și cu așteptări, nu vei fi niciodată dezamăgit. Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Luptă pentru excelență. Am aflat că la tine se găsesc lumini, pricepere și o înțelepciune nemaipomenită. Daniel 5, versetul 14. Chiar dacă Daniel trăia în robie, el a refuzat să fie mulțumit cu mediocritatea. Lucrul acesta l-a adus în atenția regelui Babilonului, care a spus: am aflat despre tine că ai în tine Duhul Dumnezeilor și că la tine se găsesc lumini, pricepere și o înțelepciune nemaipomenită. Ce CV, ce reputație și ce mustrare pentru aceia dintre noi care preferă doar să supraviețuiască. Biblia spune în Proverbele 22, versetul 24, dacă vezi un om iscusit în lucrul lui, acela poate sta lângă împărați, nu lângă oamenii de rând. Am încheiat citatul. Calea prin care te poți face remarcat și prin care poți avansa în viață este prin studiu, prin creșterea și perfecționarea setului de competențe. Întrebare. Ai o atitudine mediocră față de locul de muncă, față de relații și față de viață în general? Dacă așa stau lucrurile, gândește-te la frustrarea ta dacă cei ce te servesc la masă ar avea atitudinea merge și așa. Dacă chelnerul ți-ar aduce mâncarea rece sau băutura într-un pahar murdar, crezi că te-ai plânge? Dacă răspunsul este da, imaginează-ți cum se simt oamenii când tu le oferi lucruri de proastă calitate și o atitudine de puțin îmi pasă. Se spune că excelența este ea însăși răsplata. Da, vei fi răsplătit pentru excelență, însă cea mai mare răsplată va fi să știi că ai dat tot ce ai avut tu mai bun. Aristotel a spus, noi suntem ceea ce facem în mod repetat. Excelența este, deci, nu un act, ci un obicei. Observă viețile celor ce excelează în domeniile lor. Studiază-le obiceiurile și învață din ele.
identifică trăsăturile lor de caracter și caută să le dezvolți și în viața ta. De ce? Deoarece numai când îți dai toată silința să crești, Dumnezeu îți va încredința și mai mult. Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi: luptă pentru excelență. Ca să deosebiți lucrurile alese. Filipeni 1, versetul 10. Lucrurile alese implică două condiții importante: timp suplimentar și efort suplimentar. Iar consecința va fi că vei merge până la capăt și nu până unde îți dictează alții, întrucât consider că este o chestiune de caracter și integritate. Nu vorbim aici despre lupta pentru a fi perfect. Obsesia asta poate conduce la nebunie, atât pentru tine cât și pentru cei din jur. Perfecționismul are la bază autocentrismul. El caută aprobare și aplauze. Scopul tău trebuie să fie acela de a îndeplini orice sarcină sau orice demers, ca și cum Dumnezeu însuși ți l-ar fi cerut și El ți-ar evalua și ți-ar răsplăti performanța. Proverbul „fă binele și așteaptă răul” nu se aplică atunci când e vorba despre Dumnezeu. El nu uită nicio lucrare sau activitate de-a ta și te va răsplăti. Așa că orice faceți, să faceți din toată inima ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni. Citim în Coloseni 3, versetele 23 și 24. Asta înseamnă să-ți îndeplinești datoria în cel mai bun mod posibil, chiar și când șeful nu e prin preajmă. Și încă un gând important. Evită persoanele care au obiceiuri proaste la locul de muncă și de asemenea pe cei care îți disprețuiesc eforturile de a atinge excelența. Chiar vrei să fii ca ei? Împlinești tu în viață scopurile pe care ți le dorești? Dacă Dumnezeu este Tatăl tău ceresc, atunci tu îi porți numele. Și ar trebui să exclam deopotrivă cu David în Psalmul 8, versetul 1: Doamne Dumnezeul nostru, cât de minunat este numele Tău pe tot pământul! Așadar, rostește azi, acum, această rugăciune: Tată, dăruiește-mi, te rog, preocuparea și puterea de a atinge excelența în tot ceea ce fac. Ajută-mă să conștientizez prezența ta iubitoare, ca să pot face totul ca pentru tine, nu ca pentru oameni. În numele Domnului Iisus te rog. Amin. Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi: cum să-ți descoperi chemarea? Duhul Sfânt a zis: puneți-mi deoparte pe Barnaba și pe Saul. Faptele Apostolilor 13, versetul 2. Sunt cuvintele scrise de Luca în Sfânta Scriptură. Pe când slujeau Domnului și posteau, Duhul Sfânt a zis: puneți-mi deoparte pe Barnaba și pe Saul pentru lucrarea la care i-am chemat. Atunci, după ce au postit și s-au rugat, și-au pus mâinile peste ei și i-au lăsat să plece. Faptele Apostolilor 13, versetele 2 și 3. Cel puțin trei lucruri putem învăța din textul acesta. 1. Barnaba și Saul se aflau la biserică, slujeau, atunci când i-a chemat Dumnezeu. Duhul Sfânt vorbește și astăzi, când ne strângem la oaltă să ne rugăm, să ne închinăm și să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu. Unul dintre motivele pentru care nu avem o direcție clară în viețile noastre este că nu ne aflăm în locul în care Dumnezeu ne poate vorbi în mod obiectiv prin cuvântul Său și în mod subiectiv prin Duhul Său. 2. Chemarea lor a fost confirmată de slujitorii bisericii. Cei care și-au pus mâinile peste Pavel și Barnaba, confirmându-le chemarea, erau slujitorii bisericii din Antiohia, care și-au pus timp deoparte ca să se roage, să postească și să caute voia lui Dumnezeu. Astfel de oameni sunt un dar. Ei nu-ți vor spune ce vrei tu să auzi, ci îți vor spune ce trebuie să auzi. Ei te vor sfătui, te vor mustra și te vor mângâia când vei avea nevoie și vor confirma voia lui Dumnezeu cu privire la tine. Așadar, ai tu astfel de relații în viața ta? Dacă nu, ocupă-te de asta și caută-le. Și un al treilea lucru pe care îl putem învăța? Dumnezeu nu se joacă de avați ascunsele cu voia Sa pentru viața ta. Dumnezeu i-a chemat pe Pavel și pe Barnaba pe nume. Da, El îți știe numele,
Știe unde locuiești și în ce situație te afli. Gedeon trăiera grâu într-un teasc pentru a-l ascunde de madianiți. Petru se afla la pescuit când i-a chemat Dumnezeu. Lipsa ta de experiență în lucrare nu-l limitează pe Dumnezeu. De ce? Pentru că Dumnezeu nu-i cheamă pe cei calificați, ci El îi califică pe cei chemați. Așadar, așteaptă să auzi glasul Domnului și, la vremea potrivită, El te va chema. Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Schimbă-ți gândirea. Te vei întinde la dreapta și la stânga. Isaia 54, versetul 3. Dumnezeu a spus poporului său, în Isaia 43, de la versetul 18, Nu vă mai gândiți la ce a fost mai înainte și nu vă mai uitați la cele vechi. Iată, voi face ceva nou. Am încheiat citatul. Deci dacă ești în căutarea unei viziuni de la Dumnezeu sau dacă te rogi să o extindă pe cea pe care ți-a dat-o deja, tu trebuie să-i faci loc la nivel mental. Citim tot în Isaia, la capitolul 54, versetele 2 și 3, Lărgește locul cortului tău și întinde învelitorile locuinței tale. Nu te opri, lungește-ți funile și întărește-ți țărușii, căci te vei întinde la dreapta și la stânga. Cineva a spus că visele vin întotdeauna cu o mărime mai mare ca să-ți vină bine când vei crește. Nu te mulțumi cu mediocritatea, la locul de muncă, în relații sau în umblarea ta cu Dumnezeu. Mark Twain a spus, Peste 20 de ani vei fi mai dezamăgit de lucrurile pe care nu le-ai făcut decât de cele pe care le-ai făcut. Așa că dezleagă parâmele, depărtează-te de portul în care ai stat ancorat în siguranță. Prinde vântul, explorează, visează, descoperă. Am încheiat citatul. Chiar dacă în trecutul tău ai avut o dependență sau ai suferit de sărăcie, depresie, abuz sau stimă de sine scăzută, Dumnezeu te poate ajuta să te ridici și să pui capăt mentalității de om învins. În vremurile biblice, din pieile animalelor se făceau recipiente pentru băutură. La început, acestea erau flexibile și se putea lucra ușor cu ele, dar cu timpul deveneau rigide și își pierdeau extensibilitatea. De aceea Domnul Iisus a spus în Matei 9, versetul 17, Nu pun oamenii vin nou în burdufuri vechi. Altfel, burdufurile plesnesc, vinul se varsă și burdufurile se prăpădesc, ci vinul nou îl pun în burdufuri noi. Am încheiat citatul. Aruncă, deci, burdufurile vechi. Dumnezeu nu va infuza idei noi într-o minte fosilizată, dar îți va schimba viața când gândirea ta va fi în acord cu a sa. Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Când ne rugăm, Dumnezeu lucrează. Rugați-vă neîncetat. 1 Tesaloniceni 5, versetul 17. Iată două lucruri uimitoare cu privire la rugăciune. 1. Dumnezeu ascultă atunci când ne rugăm. Orice lucru veți cere când vă rugați, să credeți că l-ați și primit și îl veți avea. Citim în Marcu 11, versetul 24. Este posibil să nu ai prea multă influență în societate, dar când te apleci în rugăciune, Dumnezeu ascultă. Și al doilea lucru uimitor? Ne rugăm prea rare ori. Noi avem cel mai mare privilegiu pe care ni-l putem imagina. Avem acces la centrul de control al Universului. Și cu toate acestea, îl folosim așa de rar. Iar lenea noastră în rugăciune îl surprinde pe Dumnezeu. Iată ce ne spune Domnul prin profetul Ezechiel, capitolul 22, versetul 30. Caut printre ei un om care să înalțe un zid și să stea în mijlocul spărturii înaintea mea pentru țară, ca să n-o nimicesc, dar nu găsesc niciunul. Când a aflat că Sodoma și Gomora urmau să fie distruse, Avraam nu s-a grăbit să anunțe locuitorii celor două cetăți. Nu! El a ales să stea înaintea Domnului. Vezi Geneza 18, versetul 22. Când Dumnezeu a spus că vițelul de aur va cauza pedepsa cu moartea pentru întregul popor Israel, Moise a mijlocit și i-a salvat. O parafrazare a versetului 11 din Exodul 32 spune așa, Moise a încercat să-l liniștească pe Dumnezeul său. Fineas, nepotul lui Aaron, l-a rugat pe Dumnezeu să nu trimită urgia și a fost ascultat.
Vezi Psalmul 106, versetul 30. S-ar putea să te întrebi, de ce trebuie pus un accent așa de mare pe rugăciune? Simplu, pentru că atunci când lucrăm, noi lucrăm, dar când ne rugăm, Dumnezeu lucrează. Sfânta Scriptură atribuie rugăciunii puteri care ne taie respirația. Dacă doi dintre voi se învoiesc pe pământ să ceară un lucru oarecare, le va fi dat de Tatăl meu care este în ceruri, a spus Domnul Iisus în Matei 18, versetul 19. Cunoașteți vreo altă activitate care să promită asemenea rezultate? Ne-a chemat oare Dumnezeu să predicăm neîncetat? Nu. Sau să avem întâlniri de comitet și grupe de studiu biblic neîncetat? Nu. Dar El ne-a chemat să ne rugăm neîncetat. Ajută-ne, Doamne! Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Pe genunchi îl întâlnești pe Dumnezeu. Când strigă un nenorocit, Domnul aude și îl scapă din toate necazurile lui. Psalmul 34, versetul 6. Dumnezeu este la depărtare de o rugăciune de noi. J.C. Penney nu mai este pe pământ, dar mii de magazine din America și din lume îi poartă în continuare numele. De când era copil, a fost interesat de un singur lucru, să câștige bani. A lucrat ca funcționar cu un salariu de $6 pe săptămână, dar ambiția sa era să câștige $100.000. Când și-a atins acest obiectiv, a resimțit oarecare satisfacție, dar numai temporar. Și în scurt timp a decis că trebuie să ajungă la $1.000.000. Apoi în viața lui a apărut o tragedie. Soția sa a contactat o răceală, care s-a transformat în pneumonie, iar aceasta i-a cauzat moartea. El a spus mai târziu, când a murit ea, lumea s-a prăbușit în jurul meu. Pusese în bazele unei mari companii, eram un om de succes în ochii oamenilor, acumulasem bani, dar care a fost scopul tuturor acestora? M-am simțit batjocorit de viață și chiar de Dumnezeu. În scurt timp, el a ajuns la ruină financiară și a căzut într-o depresie profundă. În acel moment, el s-a întors la Dumnezeu și a experimentat o transformare miraculoasă. El va declara apoi, când Dumnezeu m-a smerit și am ajuns să conștientizez faptul că depind de El, a fost ca o lumină care mi-a înseninat viața. Nu pot să o descriu altfel, decât ca pe o iluminare spirituală care mi-a schimbat viața. S-au năruit lucrurile și în viața ta? Ești căzut și te întreb dacă vei mai fi în stare vreodată să te ridici? Întoarce-te la Dumnezeu. Doar o rugăciune te desparte de El. Psalmistul David te încurajează să rostești, pentru că atunci când strigă un nenorocit, Domnul aude și îl scapă din toate necazurile lui. Și ce a făcut Dumnezeu pentru David și pentru atâția alții, va face și pentru tine astăzi. Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Nu există sarcini înjositoare. Să faceți totul pentru slava lui Dumnezeu. 1 Corinteni 10, versetul 31. David a scris în Psalmul 84, versetul 10, eu vreau mai bine să stau în pragul casei Dumnezeului meu, decât să locuiesc în corturile răutății. În acord cu aceste cuvinte, Johnny Erickson Tada a scris, Elzi conduce un centru pentru tinerele care au renunțat la viața de prostituție și de traficante de droguri pe străzile Hollywoodului. Ea merge pe străzi, propovăduiește Evanghelia și le conduce pe aceste fete la Hristos. Dacă aceste fete proaspăt convertite doresc să-și schimbe viețile și să se dedice unor noi responsabilități, ele au un loc în căminul lui Elzi. Pam este una dintre ele. Ea este o creștină cu spirit blând, chiar dacă are urme de lupte cu cuțitul pe trupul său și urme de ace de heroină. Brațele sale sunt pline de tatuaje. I-am simțit bucuria și profunda apreciere când a explicat care-i sunt atribuțiile. Frec toaletele și băile. Asta e slujba mea și îmi place. Această femeie tânără era atât de mulțumitoare că are unde să stea, că mediul ei este sigur și că poate să fie folositoare împărăției lui Dumnezeu, încât o zi de slujire în căminul lui Elzi era mult mai bună decât 1000 de zile trăite în goana sordidă după plăceri distrugătoare. Spiritul ei smerit față de îndatorirea sa și plăcerea pe care o simțea când curăța toaletele, izvorau din conștientizarea rolului ei în trupul lui Hristos.
Puțin credincioși au un trecut ca lui Pam. Însă zilnic, fiecare dintre noi ne suflecăm mânecile pentru a face treburi de slugă ori sarcini domestice. Schimbăm uleiul de la mașină, schimbăm cartușul de la imprimantă, schimbăm scutecele pruncilor sau ale celor vârstnici. Am încheiat citatul din John Erickson Tada. Așadar, care este atitudinea ta față de sarcinile înjositoare? Când îl slujești pe Domnul cu bucurie, vezi Psalmul 100, versetul 2, găsești împlinire în fiecare dintre sarcinile de zi cu zi, pentru că ți-aduci aminte pentru cine lucrezi. Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, strategia zâmbetului. Când li se muia inima, le zâmbeam și nu puteau izgoni seninătatea de pe fruntea mea. Iov 29, versetul 24. Un pastor care slujise vreme de 12 ani într-o biserică povestea că avea obiceiul ca duminica dimineața în timpul slujbei să-i cheme pe copii în față chiar înainte de predică și apoi aceștia să meargă la grupele de copii care erau concepute special pentru ei. Copiii treceau la rând pe lângă amvon și el le zâmbea fiecăruia în parte. Primea și el o mulțime de zâmbete. Era unul dintre punctele culminante ale întâlnirii pentru mine, și-a amintit el. Însă, într-o duminică, se pare că a ratat un copil și nu i-a zâmbit. O fetiță de 4 ani, cu părul creț, a fugit în sală și s-a aruncat în brațele mamei sale, suspinând de parcă cineva i-a frânt inima. După serviciu, pastorul s-a dus să vadă ce s-a întâmplat. Mama i-a explicat pastorului ceea ce i-a spus fetița. I-am zâmbit lui Dumnezeu, dar el nu mi-a zâmbit înapoi. Pastorul a reflectat o clipă la ceea ce auzise și a spus: pentru acea fetiță eu am fost înlocuitorul lui Dumnezeu. Greșisem când nu i-am zâmbit și atunci lumea ei s-a întunecat. Așa că în timpul acestei zile, adoptă strategia zâmbetului. Poate vei spune, am mai multe necazuri decât Iov, deci nu am pentru ce să zâmbesc. Iov a experimentat mai multe necazuri în câteva luni decât vom experimenta majoritatea dintre noi într-o viață. Dar deși era distrus, el și-a ridicat ochii spre alții. Deși era disperat, i-a încurajat. Cum a reușit? Bazându-se pe Dumnezeu. El spune, în capitolul 29 de la versetul 23, mă așteptau ca pe ploaie, căscau gura ca după ploaia de primăvară. Când li se muia inima, le zâmbeam și nu puteau izgoni seninătatea de pe fruntea mea. Așadar, azi, zâmbește! Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, capcana lui dacă. Cine se uită după vânt nu va semăna și cine se uită după nori nu va secera. Eclesiastul 11, versetul 4. Autoarea Betty Mahalik spune că în zilele și vremurile pe care le trăim astăzi, suntem asaltați cu mesaje de tipul: viața mea ar fi perfectă dacă aș avea un alt loc de muncă, o altă casă, un alt nas, o altă soție sau un alt soț, un alt cont bancar și completează tu restul. Sau dacă aș fi ca vedeta X, spune-i tu numele, a cărei viață pare a fi foarte ordonată și perfectă. Ei bine, săptămâna aceasta am încetat cu văicăreala de tipul viața mea ar fi perfectă dacă și am început să repet: viața mea este perfectă. Există vreo diferență? Există cel puțin 3 diferențe. În primul rând, trăiești în prezent. În al doilea rând, ai o atitudine mulțumitoare. În al treilea rând, îți desfășori activitatea cu ce ai la îndemână acum. Când suntem prinși în capcana viața mea ar fi perfectă dacă, pierdem legătura cu prezentul și nu mai putem fi mulțumitori. Gândește-te puțin. E greu să fii mulțumitor pentru ceva ce nu ai, iar ceea ce nu ai e situat undeva pe tărâmul viitorului. Privește în jurul tău. Ai un acoperiș deasupra capului? Ai ce mânca? Ai prieteni buni sau relații apropiate? Dacă răspunsul este da, fii mulțumitor. Probabil că te gândești, da, dar vreau să am mai mulți bani, o relație mai bună, mai mult timp pentru călătorii, să fiu mai slabă ori mai musculos sau orice altceva. Nu mai da atenție lucrurilor care îți lipsesc. Începe să te concentrezi asupra lucrurilor pe care le ai deja.
Am încheiat citatul din Betty Mihalik. Biblia spune: cine se uită după vânt nu va semăna și cine se uită după nori nu va secera. Dacă pretinzi perfecțiune și nimic mai puțin de atât, vei continua să te alegi cu nimic. Faptul că noi suntem lucrarea Lui, cum citim în Efeseni 2, versetul 10, înseamnă că tot ce avem și facem este întotdeauna lăudabil. Oricum, niciunul nu vom atinge perfecțiunea de partea aceasta a cerului. Dar stai liniștit, deoarece, cum ne asigură și Coloseni 2, versetul 10, Hristos ne-a îmbrăcat în neprihănirea sa și ne-a făcut desăvârșiți în El. Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi: păreri și dezacorduri. Neînțelegerea aceasta a fost destul de mare ca să-i facă să se despartă unul de altul. Faptele Apostolilor 15, versetul 39. Apostolii Pavel și Barnaba au călătorit și au slujit împreună, s-au îmbărbătat unul pe celălalt, au îndurat persecuția cot la cot și i-au câștigat pe mulți pentru Hristos. Dar și cele mai bune relații pot avea sincope și nici ei nu au făcut excepție. Citim în Faptele Apostolilor 15, versetul 39, neînțelegerea aceasta a fost destul de mare ca să-i facă să se despartă unul de altul. Pavel și Barnaba nu intenționaseră vreodată să se rănească unul pe altul. Amândoi erau oameni cum se cade și împărăția lui Dumnezeu era prioritatea amândurora. Dumnezeu l-a ales însă pe Pavel să ducă Evanghelia la neamuri. Iar în Biblie citim despre Barnaba că era un om de bine, plin de Duhul Sfânt și de credință, Faptele 11, versetul 24. Amândoi au fost de acord cu privire la următoarea misiune: vizitarea bisericilor unde slujiseră mai de mult. Dar au avut păreri diferite în privința însoțitorilor. Barnaba voia să-l ia cu ei și pe Ioan Marcu, dar Pavel nu-l mai dorea deoarece acesta îi părăsise pe câmpul de misiune. Și de multe ori se întâmplă să fim de acord cu privire la ce trebuie făcut, dar să avem altă părere despre modul în care să o facem. Natasha Robinson menționa două lucruri importante. 1. Să recunoaștem când Dumnezeu aduce o relație în punctul ei final și să nu încercăm să-i transformăm pe sezonieri în prieteni pe viață. Când El trimite anumite persoane în viața noastră, El nu o face neapărat cu titlu permanent. Cu toate acestea, noi îi iubim, ne atașăm de ei și ne este greu să renunțăm la ei când a sosit timpul. Și al doilea lucru, când te desparți de cineva, desparte-te complet și nu lăsa mânia să te facă să păcătuiești. Să nu uităm că suntem ființe emoționale. Ne umplem de amărăciune cu ușurință, dorim să ne spunem punctul de vedere și ajungem la diviziune. Cum trebuie să procedăm, deci? Să rămânem credincioși adevărului în dragoste, cum scrie în Efeseni 4, versetul 15. Refuză să-l vorbești de rău pe celălalt și Dumnezeu te va onora. Și chiar dacă persoana respectivă va vorbi împotriva ta, Dumnezeu știe și se va îngriji de asta. Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi: vorbirea pozitivă. Pot totul în Hristos care mă întărește. Filipeni 4, versetul 13. Chiar dacă nu poți alege și nu poți controla circumstanțele în care te găsești, totuși ai putere să decizi cum vei reacționa la ele. Apostolul Pavel se afla în închisoare când a scris: bucurați-vă totdeauna în Domnul, iarăși zic, bucurați-vă. Filipeni 4, versetul 4. Dacă faci parte din categoria celor care au o perspectivă pesimistă asupra vieții, dacă de cele mai multe ori vorbești și acționezi într-un mod negativist, atunci trebuie să știi că acest lucru este periculos. De ce? Pentru că moartea și viața sunt în puterea limbii. Oricine o iubește, îi va mânca roadele. Citim în Proverbele 18, versetul 21. Asta înseamnă că felul tău de a vorbi te poate duce la moarte sau te poate duce la viață. E un adevăr biblic. Problema este că nu ne dăm seama întotdeauna când ne angajăm într-un dialog negativist cu noi înșine, pentru că a devenit deja un obicei. Ajungem să dezvoltăm în mod inconștient o viziune pesimistă cu privire la noi înșine și spunem lucruri precum: nu sunt în stare de nimic, sau e prea greu, de ce să mai încerc? Ne mulțumim cu înfrângerea când, de fapt, prin câteva ajustări minore de atitudine,
am putea deschide ușa unor posibilități uimitoare. Partea cea mai rea a vorbirii cu noi înșine este că nu ne limităm doar pe noi, ci îl limităm și pe Dumnezeu. Vezi Geneza 18, versetul 14. În calitate de copii răscumpărați ai lui Dumnezeu, în noi locuiește puterea Duhului Sfânt care ne ajută să avem o gândire sănătoasă, o vorbire mai bună și o purtare mai bună. Scrie în Biblie despre așa ceva? Da. Iată cuvintele apostolului Pavel din Efeseni 3, de la versetul 20. Iar acelui ce, prin puterea care lucrează în noi, poate să facă nespus mai mult decât cerem sau gândim noi, a lui să fie slava în vecii vecilor. Așa că oprește-te și declară: orice spune Dumnezeu despre mine, voi spune și eu. Și închei, cum am început, cu versetul extraordinar care poate să-ți dea imboldul și forța necesare: pot totul în Hristos care mă întărește. Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi: vorbirea pozitivă. Vreau să-mi uit suferințele, să-mi las întristarea și să fiu voios. Iov 9, versetul 27. Trebuie să recunoaștem că uneori viața este grea, iar unii dintre noi au o viață chiar mai grea decât alții. De aceea Biblia spune că plânsul își are vremea lui și râsul își are vremea lui. Eclesiastul 3, versetul 4. Dar ce se întâmplă dacă te plângi mereu? Cum poți atenua încordarea și vlăguirea pe care o produce vorbirea negativă cu tine însuți? Iată trei măsuri. 1. Retează-o de la rădăcină. Învață să recunoști porovoiala lăuntrică negativă din clipa în care începe și pune-i capăt imediat. Ia drujba dacă trebuie. Dacă crezi că te ajută, ridică mâinile în semn de time-out. Cere pauză, așa, cu un gest fizic. Și nu te opri aici. Înlocuiește gândurile negative cu versete biblice, precum: cine își păzește gura și limba, își scutește sufletul de multe necazuri. Proverbele 21, versetul 23. O a doua măsură: ajustează-ți abordarea. Știi ce spune doctorul când îți face o injecție? Vei simți o mică înțepătură, după care te împunge cu acul. Împrumută-i tehnica și diminuează efectul vorbirii negative, limitând-o la expresii care nu intimidează. De exemplu, cuvântul imposibil este ca un zid de cărămidă în comparație cu expresia va fi nevoie de puțin efort. Nu e așa că prefer să abordez un proiect provocator și nu unul irealizabil? Și o a treia măsură: fii tu însuți prietenul tău cel mai bun. Dacă folosești tonul vocii celui mai bun prieten al tău, el se va suprapune intenționat peste acel ton negativ, asurzitor din lăuntrul tău. Vorbește cu tine însuți așa cum ai vorbi cu cel mai bun prieten al tău. Fă și tu ce a făcut David. Biblia spune în 1 Samuel 30, versetul 6, că David s-a îmbărbătat sprijinindu-se pe Domnul Dumnezeul lui. Resetează-ți gândirea, reprogramează-ți gândurile. În cuvântul lui Dumnezeu există putere. Așadar, tot ceea ce spune El despre tine, începe să spui și tu același lucru. Și vei vedea cum viața ta se va schimba în bine. Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi: vorbirea pozitivă. Orice faptă bună și orice laudă, aceea să vă însuflețească. Filipeni 4, versetul 8. Vorbirea de sine pozitivă nu este un concept nou, ci un concept biblic. Apostolul Pavel scrie, în textul acesta binecunoscut din Filipeni 4, versetul 8, tot ce este adevărat, vrednic de cinste, tot ce este drept, curat, vrednic de iubit, vrednic de primit, orice faptă bună și orice laudă, aceea să vă însuflețească. Iată trei căi prin care poți ajunge la asta. 1. Evită comparațiile. Fiecare dintre noi este înzestrat cu propriul set de competențe. Tu ești unic. Felul în care faci tu lucrurile poate fi diferit de tehnicile folosite de ceilalți, dar asta nu înseamnă că e greșit. După cum spune și proverbul, câte bordei, atâtea obiceiuri. Comparația este un lucru neînțelept, nedrept și dă naștere la negativism.
Întotdeauna va exista cineva mai bun decât tine. Chiar și campion mondial vei fi doar pentru un timp, pentru că la un moment dat altul îți va lua locul. Chiar nu ai nevoie de o altă coroană, pentru că vei avea una în cer. O a doua cale. Adaugă nădejdea. Biblia spune despre Avram, în Romani 4, versetul 18, nădăjduind împotriva oricărei nădejdi, el a crezut și astfel a ajuns tatăl multor neamuri, după cum i se spusese, așa va fi sămânța ta. Iar psalmistul a lăsat scris, în Psalmul 42, versetul 5, nădăjduiește în Dumnezeu, căci iarăși îl voi lăuda. El este mântuirea mea și Dumnezeul meu. Există putere în cuvântul iarăși. El îți poate transforma perspectiva lui nu pot în atitudinea gen dăm puțin timp și pot. Diferența este subtilă, dar profundă. Și o a treia cale? Poartă-te și acționează pozitiv pentru a deveni o persoană pozitivă. În cartea sa Winning the Stress Challenge, cum să învingi provocarea stresului, Dr. Nick Hall vorbește despre un studiu care confirmă că semnalele transmise creierului cuiva atunci când are un anumit comportament provoacă schimbări similare la nivel fizic și mental celor provocați prin răspunsuri emoționale reale. Cu alte cuvinte, când afișezi o figură veselă, ea te poate face să te simți într-adevăr vesel. Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Vorbirea pozitivă. Umblarea după lucrurile Duhului este viață și pace. Romani 8, versetul 6. Pesimismul ne afectează din punct de vedere spiritual, mental, emoțional și fizic. Negativismul este asociat direct cu bolile de inimă, cu deficiențele sistemului imunitar și cu diminuarea abilității de a gestiona durerea fizică. Celebra clinică Mayo a desfășurat un studiu timp de 30 de ani pe 800 de pacienți și rezultatele sunt grăitoare. Riscul ca persoanele pesimiste să moară prematur este cu 19% mai mare decât în cazul persoanelor optimiste din grup. În cartea sa Learned Optimism, How to Change Your Mind and Your Life, Învață să fii optimist, cum să ne schimbăm mintea și viața, Dr. Martin Seligman de la Universitatea din Pennsylvania a conchis că optimismul și pesimismul ne afectează sănătatea aproape la fel de clar ca factorii fizici. Nu e așa că ai spus de multe ori, m-am îmbolnăvit de moarte din cauza asta. Atunci fă ceva în această privință, rapid. Dacă rămâi prea mult timp cu acest gând, s-ar putea să devină realitate. Una dintre marile descoperiri ale științei medicale moderne este aceea că vorbele pe care le rostim nu îi afectează doar pe ceilalți, ci și pe noi. Și uneori ne afectează chiar mai mult. Cuvintele au putere. Noi credem și interiorizăm ceea ce spunem în mod repetat. Asta înseamnă că avem harul de la Dumnezeu de a ne schimba percepția despre propriile noastre abilități, de la daruri limitate la daruri nelimitate. Să explicăm clar ce înseamnă și ce nu înseamnă lucrul acesta. Nu înseamnă că poți cânta la chitară ca Eric Clapton sau că poți picta ca Van Gogh doar pentru că te-ai hotărât sau pentru că vrei asta. Dar înseamnă că poți să faci tot ce ți-a spus Dumnezeu să faci prin cuvântul Său. Indiferent care ar fi lucrul acesta, El îți va da putere. Și asta se va întâmpla când ceea ce rostești cu gura este în acord cu Scriptura. Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Dăruind vei dobândi. Cine seamănă mult, mult va secera. 2 Corinteni 9, versetul 6. Jim Penner povestește. Într-o zi geroasă de iarnă, mama ne-a dus cu mașina la biserică, pe mine și pe sora mea. Pentru că locuiam la poalele munților stâncoși, eram obișnuit cu alunecările și derapajele. Îmi amintesc că mama era tensionată și speram că are suficientă îndemânare ca să poată lua curba fără să intre în camioneta din fața noastră. Cauciucurile mașinii erau uzate, iar cauciucurile noi erau la coada listei noastre de priorități. Casa și hrana erau prioritățile cruciale. Când mama a pus un plic la colectă în acea zi, m-am gândit că acei bani se puteau utiliza mai cu folos în altă parte decât la biserică. Cu toate acestea, ea dădea zeciuială.
Cu siguranță că Dumnezeu ar fi înțeles că aveam atâtea nevoi în familie. Dar mama manifesta așa o mulțumire, așa o pace care depășea înțelegerea. Ea chiar dăruia Domnului cu bucurie. La sfârșitul serviciului, un slujitor al bisericii a venit la ea și a spus: văd că aveți cauciucurile uzate la mașină. Treceți mâine pe la magazinul meu și o să vă dau niște cauciucuri pentru zăpadă. Mama a răspuns: dar nu vi le pot plăti. Nu e nicio problemă, a răspuns el. Vreau doar să vă ajut. În acea zi am fost martorul la două niveluri de dărnicie. Mama cu zeciuiala ei și un om cum se cade care a dorit să ajute o altă ființă umană. Am încheiat citatul din Jim Penner. Lucrurile mari își au rădăcina în lucrurile mici. Și cine seamănă mult, mult va secera. La rândul său, John Mason spunea: tărâmul minunilor lui Dumnezeu are întotdeauna de-a face cu înmulțirea. Să zicem că un bob de grâu produce o tulpină cu două spice și fiecare spic are 200 de boabe. Din acele 400 de boabe rezultă 400 de tulpini cu 160.000 de boabe. Și toate acestea de la un singur bob. Unele binecuvântări sunt de natură materială, altele spirituale. Nu știm întotdeauna ce ne lipsește cel mai mult, dar Dumnezeu știe și un spirit generos va face să se deschidă zăgazurile cerului. Am încheiat citatul din John Mason. Așadar, dăruiește și vei fi răsplătit de Domnul. Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Când nu înțelegi. Lucrurile ascunse sunt ale Domnului Dumnezeului nostru, iar lucrurile descoperite sunt ale noastre. Deuteronomul 29, versetul 29. Când nu înțelegi ce se întâmplă în viața ta, începe de la ce știi cu certitudine, și anume că Dumnezeu este bun în orice vreme și că bunătatea Domnului ține în veci, conform Psalmului 103, versetul 17. El nu este schimbător. El nu te binecuvântează astăzi pentru ca mâine să te abandoneze. Din contră, bunătățile Domnului se înnoiesc în fiecare dimineață, cum citim în plângerile lui Ieremia, capitolul 3, versetele 22 și 23. Există lucruri pe care Dumnezeu alege să ni le descopere, dar pe altele, lucrurile ascunse, nu. Spre binele nostru. Scriitoarea Beth Jones ne-a lăsat aceste cuvinte: dacă Dumnezeu ne ascunde ceva, o face spre binele nostru și spre binele altora. De exemplu, El nu ne învinovățește, nu le spune altora și nu ne dezvăluie păcatele, slăbiciunile, necredința, pofta, egoismul sau mândria. Când se întâmplă anumite lucruri, Dumnezeu știe de ce. Lucrurile ascunse sunt ale Domnului. Și când El ne descoperă ceva, o face pentru că dorește să umblăm în acel adevăr prin credință. De exemplu, El își descoperă caracterul și voia în cuvântul Său, ca să putem trăi prin credință, știind că El este bun, drept, iubitor, darnic, milostiv, credincios, îndurător, răbdător, și că El dorește să ne mântuiască, să ne vindece, să ne răscumpere, să ne restaureze, să ne sfințească și să ne binecuvânteze. Lucrurile descoperite sunt ale noastre. Când nu știm de ce, iată ce știm sigur. Cuvântul lui Dumnezeu este mai adevărat decât circumstanțele sau experiențele noastre. Și pentru că El știe totul despre noi, asta nu înseamnă că trebuie să ne și spună totul. Mai știm că atunci când lucrurile par rele, Dumnezeu este în continuare bun. El dăruiește, nu ia. El binecuvântează, nu blestemă. Și indiferent ce se întâmplă sau nu se întâmplă, la sfârșitul zilei, tot suntem învingători. Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Rostește cuvinte înțelepte. Gura mea va vorbi cuvinte înțelepte. Psalmul 49, versetul 3. Biblia ne spune că trebuie să rostim cuvinte pline de har când ne deschidem gura. Iar acest lucru înseamnă că scopul nostru într-o conversație trebuie să fie întotdeauna acela de a scoate la iveală ce e mai bun din ceilalți, nu să-i denigrăm sau să-i oprim să vorbească. O bună comunicare stă la baza unei bune prietenii. Așadar, trebuie să ne exprimăm clar punctul de vedere referitor la limitări personale, convingeri, valori și dorințe. În același timp,
Este adevărat că problemele date uitării sunt mai numeroase decât cele rezolvate, însă relațiile sănătoase cer uneori o confruntare sănătoasă. Există un moment potrivit și o modalitate potrivită de a o face. Când ai de-a face cu o situație dificilă, roagă-te și bazează-te pe acest verset 3 din Psalmul 49. Gura mea va vorbi cuvinte înțelepte și inima mea are gânduri pline de judecată. Cuvintele noastre reprezintă mijlocul de transport prin care ne redăm gândurile, iar limba reprezintă șoferul, dacă vreți. Așadar, dacă nu-ți dorești să ajungi pe un drum greșit sau să naufragiezi, roagă-te: Doamne, dă-mi cuvinte de înțelepciune. Ajută-mă să spun ce trebuie, când trebuie. Duhul Sfânt este un foarte bun instructor. El te va conduce, te va instrui și va lucra cu tine până vei pricepe. El te va ajuta să crești în har până vei ajunge la maturitate în relațiile tale, așa încât să poți spune, cum scrie în Proverbele 8, versetele 8 și 9, toate cuvintele gurii mele sunt drepte, n-au nimic neadevărat, nici sucit în ele. Toate sunt lămurite pentru cel priceput și drepte pentru cei ce au găsit știința. Am încheiat citatul. Iar când vei putea spune lucrul acesta, vei ști că ai crescut spiritual. Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi: nu eticheta oamenii. Să nu te părăsească bunătatea și credincioșia. Proverbele 3, versetul 3. Înainte de a lua masa de Paște, toți ucenicii uitaseră că ar fi trebuit să spele picioarele învățătorului. Jenant, nu-i așa? Și după ce Domnul Iisus le-a explicat că pâinea și vinul simbolizează moartea lui pe cruce, ei au început să se certe cine va fi cel mai mare în împărăția cerurilor. Șocant, nu-i așa? Domnul Iisus știa că peste câteva ore ei aveau să adoarmă în grădina Ghețimani în loc să se roage alături de el. Știa și că Petru urma să se lepede de el. Grav de tot, nu-i așa? Cu toate acestea, ce calificativ le-a dat Domnul Iisus? Niciunul. El nu etichetează oamenii. Deci nici tu nu trebuie să o faci. Vei găsi o dihnă în sufletul tău când nu le vei mai da oamenilor calificative și când vei începe să-i iubești așa cum sunt și până vor deveni ce trebuie să fie. În loc să-i mustre pe ucenici, Domnul Iisus i-a felicitat, i-a răsplătit, i-a promovat și i-a plasat într-un loc de onoare și glorie, în ceruri. Chiar dacă ei nu i-au spălat picioarele, el tot a dorit să mănânce paștele cu ei. Vezi Luca 22, versetul 15. Hrănit de dragostea lor, el le-a spus: voi sunteți aceia care ați rămas necontenit cu mine în încercările mele. De aceea vă pregătesc împărăția, ca să mâncați și să beți la masa mea în împărăția mea și să ședeți pe scaune de domnie. Am spicuit din Luca 22, versetele de la 28 la 30. În cea mai chinuitoare noapte a sa, el le-a împărțit daruri și le-a oferit tinerilor ucenici mai mult decât le-a oferit cineva vreodată în materie de onoare și slavă. În ochii săi, toți au fost importanți. El nu i-a răsplătit în funcție de faptele lor, ci după dragostea care îi motivase să lase totul în urmă și să meargă după el până la capăt. Reimar Schulze i-a spus: nu-ți impune standardele. Lucrul acesta te poate duce la pierzare. Așa cum Iisus și-a iubit ucenicii atunci, la fel îi iubește și acum. Așa că nu mai eticheta și nu mai căuta nod în papură, nici la tine și nici la ceilalți. Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi: dragostea în acțiune. Cine nu iubește, n-a cunoscut pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este dragoste. 1 Ioan 4, versetul 8. Dragostea nu este doar un substantiv. Dragostea este și un verb. Nu este ceea ce gândești sau simți, este și ceea ce faci. Când Maica Tereza a ajuns în Calcuta în 1948, unul dintre primele lucruri pe care le-a făcut a fost să ia 5 copii abandonați și să-i ducă în școala ei. În mai puțin de un an, ea avea 41 de ucenici care învățau lecții de igienă în sala ei de clasă dintr-un parc public. În scurt timp, lucrarea ei a devenit cunoscută drept misionarii carității. După 2 ani,
Atenția lor s-a îndreptat spre îngrijirea celor aflați pe patul de moarte. La un moment dat, un cerșetor muribund a fost luat de pe un morman de gunoi și adus la ea. Foamea și suferința l-a duseseră într-o condiție jalnică. Maica Tereza l-a dus acasă și l-a așezat pe pat. Când a încercat să-l spele, a descoperit că trupul său scheletic era acoperit de viermi. Bucăți de piele s-au desprins în timp ce îl îmbăia. Bărbatul și-a revenit încet în simțiri. Într-o stare de semiconștiență, el a întrebat-o: de ce faceți asta? Maica Tereza a răspuns prin două cuvinte care au reprezentat motoul vieții sale: din dragoste. Omule ocupat, e ușor să-i vezi pe oameni ca pe niște ființe care deranjează, irită, îți stau în drum, te împiedică să-ți faci lucrul tău. Partea dificilă este că trebuie să te ridici deasupra sentimentelor și calculelor tale egoiste și să-i iubești. Poate crezi că nu e mare lucru, dar ia aminte la ce spune Biblia în 1 Ioan 4, versetele 7 și 8. Prea iubiților, să ne iubim unii pe alții, căci dragostea este de la Dumnezeu. Și oricine iubește este născut din Dumnezeu și cunoaște pe Dumnezeu. Cine nu iubește n-a cunoscut pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este dragoste. Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi: focalizează-te pe scopurile tale. Inima este mângâiată, n-are nicio teamă. Psalmul 112, versetul 8. Pentru a izbuti în viață, ar fi bine să ții cont de trei obstacole pe care trebuie să le dai la o parte. 1. Oboseala. Caii de curse aleargă aproximativ cu aceeași viteză, însă diferența dintre câștigarea și pierderea cursei depinde de inima lor. Așadar, uită-te în inima ta astăzi și vezi cum stai cu dedicarea. Biblia spune, și citim în Evrei 10 de la versetul 35, să nu vă părăsiți dar încrederea voastră pe care o așteaptă o mare răsplătire, căci aveți nevoie de răbdare ca după ce ați împlinit voia lui Dumnezeu să puteți căpăta ce v-a fost făgăduit. Al doilea obstacol, teama. Când vorbim despre dedicare, există patru feluri de oameni. Șovăielnicii, oamenii care nu au niciun scop și care nu și-au angajamente. Fricoșii, oamenii care nu știu dacă își vor atinge scopurile, așa că le este teamă să-și ia angajamente. Lașii, oamenii care se îndreaptă spre scop, dar care renunță când drumul devine anevoios. Și curajoșii, oamenii care își stabilesc scopuri, își au angajamente și plătesc prețul pentru a le îndeplini. În care dintre cele patru categorii te încadrezi? Teama și credința vor fi mereu prezente în viața ta și cea pe care o alegi va determina dacă vei reuși sau vei eșua. Și un al treilea obstacol, mulțumirea de sine. Omul de afaceri Ray Kroc a spus: câtă vreme ești verde, crești. De îndată ce te-ai copt, începi să putrezești. Am încheiat citatul. Dacă ești înțelept, îți vei lua perioade de timp pentru odihnă, ca să te reîmprospătezi, să te reînnoiești și să te refocalizezi. Dar nu trebuie să te mulțumești cu izbânda de ieri sau să te cantonezi în avântul de astăzi. Fă și tu acest lucru, la fel ca Pavel, care scrie în Filipeni 3 de la versetul 13: uitând ce este în urma mea și aruncându-mă spre ce este înainte, alerg spre țintă pentru premiul chemării cerești a lui Dumnezeu în Hristos Iisus. Amin. Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi: Dumnezeu nu te va părăsi niciodată. Nimeni n-a fost cu mine, însă Domnul a stat lângă mine. 2 Timotei 4, versetele 16 și 17. Când cineva drag moare sau vrea să divorțeze de tine sau te părăsește, suferi profund. Nici măcar apostolul Pavel n-a fost scutit de asta. Iată câteva dintre ultimele sale cuvinte: caută de vino curând la mine, căci Dima m-a părăsit, numai Luca este cu mine, ia pe Marcu și adu-l cu tine, căci el îmi iese de folos pentru slujbă. Alexandru Căldăraru mi-a făcut mult rău. Domnul mă va izbăvi de orice lucru rău și mă va mântui ca să intru în împărăția lui cerească.
Am spicuit din 2 Timotei 4, de la versetul 9 la 18. Adevărul este că poți supraviețui fără ceilalți, dar nu poți supraviețui fără Dumnezeu. De aceea El îi ia de lângă noi pe aceia care ne fac să fim dependenți de oameni. El trimite anumite persoane în viața noastră ca să ne ajute la zidirea credinței și la dezvoltarea caracterului nostru. Iar atunci când aceștia nu mai sunt lângă noi, trebuie să ne rămână certitudinea că Dumnezeu este în control. Pierderea celor dragi scoate la iveală trăirea noastră spirituală, ne pune la încercare rezistența fizică și ne arată sfera puterii lui Dumnezeu. Când a murit Moise, iar Iosua a preluat conducerea, Dumnezeu i-a spus acestuia: Eu voi fi cu tine, cum am fost cu Moise. Nu te voi lăsa, nici nu te voi părăsi. Citim în Iosua 1, versetul 5. Iar acest lucru, Iosua nu l-ar fi putut învăța câtă vreme Moise ar mai fi fost prin preajmă. Și este o lecție pe care nu o poți învăța nici tu dacă vei continua să cauți răspunsurile la oameni. Așadar, întoarce-te spre Domnul. Lasă-L pe Cel care a spus: taci fără gură furtunii de pe Marea Galilei. Lasă-L să rostească pacea sa peste ceea ce te necăjește astăzi. Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Părtășia frățească. Haidem la casa Domnului. Psalmul 122, versetul 1. Psalmistul David a exclamat: Mă bucur când mi se zice, haidem la casa Domnului. Întrebare: simți și tu același lucru pentru casa lui Dumnezeu? Și dacă nu, de ce? Apostolul Pavel scria Efesenilor, capitolul 2, de la versetul 19: Voi nu mai sunteți nici străini, nici oaspeți ai casei, ci sunteți împreună cetățeni cu sfinții, oameni din casa lui Dumnezeu, fiind zidiți pe temelia apostolilor și prorocilor, piatra din capul unghiului fiind Iisus Hristos. În El, toată clădirea bine închegată crește ca să fie un templu sfânt în Domnul. Și prin El și voi sunteți zidiți împreună ca să fiți un locaș al lui Dumnezeu prin Duhul. Am încheiat citatul. Sunt momente în care ai nevoie să stai în rugăciune doar tu cu Dumnezeu. Dar alte ori vei găsi alinarea pe care o cauți numai când ești cu oamenii lui Dumnezeu. Când cei ce sunt locuiți de Duhul lui Dumnezeu se strâng la oaltă pentru rugăciune, închinare, învățătură, încurajare și slujire, Dumnezeu se arată plin de putere între ei. Tu crești spiritual când experimentezi prezența sa, când asculți cuvântul său și când stai în părtășie cu frații și cu surorile tale în Hristos. De fiecare dată când te strângi la oaltă cu alți membri ai trupului lui Hristos, îți amintești încă o dată că te afli de partea câștigătoare a baricadei. E greu să te bucuri când sărbătorești singur. Când ai ceva ce merită sărbătorit, de obicei chem și pe alții ca să vă bucurați împreună, nu-i așa? Domnul Iisus este atât de entuziasmat de victoria sa de la cruce, încât ne cheamă la oaltă în fiecare săptămână ca să sărbătorim ceea ce El a împlinit pentru noi. Și sărbătoarea, celebrarea, asemenea creșterii spirituale, este un proiect de grup. Așadar, nu lipsi de la părtășia bisericii. Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Practică stăpânirea de sine. Păcatul să nu mai domnească în trupul vostru muritor. Romani 6, versetul 12. Apostolul Pavel a lăsat scrise aceste cuvinte. Romani 6, de la versetul 11. Socotiți-vă morți față de păcat și vii pentru Dumnezeu în Iisus Hristos, Domnul nostru. Deci, păcatul să nu mai domnească în trupul vostru muritor și să nu mai ascultați de poftele lui. Să nu mai dați în stăpânirea păcatului mădularele voastre ca niște unelte ale nelegiuirii, ci dați-vă pe voi înșivă lui Dumnezeu. Am încheiat citatul. Dacă nu ești atent, trupul tău te poate conduce pe căi greșite. Nu pentru că el este rău, ci pentru că are anumite pofte care sunt mereu gata să răspundă la stimuli din jur, care sunt teribil de ispititori și amăgitori și care aduc satisfacție de moment. Chuck Swindoll spunea:
Viața de pe pământ nu este altceva decât o înșiruire de clipe. Și eu nu doresc ca mărturia mea pentru Iisus Hristos să se destrame din cauza unei singure clipe în care am făcut pe plac poftelor trupești. Nu vreau ca vreun moment de mânie sau de mândrie, ori de poftă, să arunce vreo umbră asupra unei vieți întregi de umblare cu Domnul. Sincer să fiu, mă tem de această posibilitate. Dar știți ceva? Chiar vreau să mă tem de această posibilitate. Când nu mă mai tem de ea, mă aflu într-un pericol real. Am încheiat citatul din Chuck Swindoll. Așadar, cum trebuie să răspunzi poftelor trupești? Singura cale este să faci din cuvântul lui Dumnezeu codul tău de conduită și să refuzi orice compromis. Și dacă ai nevoie de un model, nu vei găsi altul mai bun decât Domnul Iisus. El a spus în Matei 16, versetul 24, dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine. Încearcă și caută o ocazie de a te lepăda de tine însuți într-un domeniu mărunt și vei fi surprins să descoperi cât de greu este. Iar răsplata vine atunci când va trebui să te lepezi de tine într-un moment important al vieții, dar care va avea un preț foarte mare. Așa că practică stăpânirea de sine.